Tichete sociale în valoare de 20 de lei vor primi pensionarii, dar și persoanele cu dizabilități în luna cadourilor. Cuprinși de spiritul sărbătorilor care se apropie, aleșii locale au dat undă verde proiectelor cu pricina. Astfel, în luna decembrie vor fi acordate tichete sociale în valoare de 20 de lei cu ocazia sărbătorilor de iarnă 2012 pentru persoanele pensionare de orice tip cu domiciliul în Baia Mare, cu vârsta de peste 50 de ani, ale căror venituri cumulate nu depășesc 700 de lei pe lună. Tichete însumând aceeași sumă vor fi acordate și cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități, sărbătorită pe 3 decembrie, persoanelor cu dizabilități încadrate în grad de handicap grav și accentuat cu domiciliul în municipiul Baia Mare. Nu în ultimul rând, vor fi pregătite pachete pentru copii din sistemul educațional timpuriu, pentru copii din învățământul primar și pentru colindătorii care vor aduce colindul în primăria Baia Mare.